În episodul precedent al emisiunii cu Iisus spre veșnicie l-ați putut asculta pe Cătălin Hodiș, mărturisind despre modul în care a înțeles chemarea lui Dumnezeu pentru misiune și apoi lucrarea în care a fost și este implicat. Ca o întregire a acestei mărturii, azi am bucuria să vă ofer și mărturia soției lui, Elisabeta Hodiș. Vă spun tuturor bun venit la emisiunea cu Iisus spre veșnicie. Sunt Elisabeta Hodiș. Eu de mică am crescut în familie de credincioși. Nu pot să spun un moment anume în care, să zic, de atunci a început căutarea mea pentru misiune sau... No, dintotdeauna tata a mers în dreapta, stânga, misiune. Noi eram obișnuiți. Misiune prin țară sau în afara țării? Da, în țară, în țară. Deloc ești din Lugoș? Din Lugoș, deloc, da. Pentru misiune... N-am avut niciodată să spun, vai, vreau să merg în Africa. Sunt mulți care de mici visează, eu vreau să merg în Africa, vreau să merg. Dar tot timpul mi-amintesc, când eram mică, aveam așa, nu știu, de când eram chiar mic, mic copil, aveam să mă rog pentru misionari. Și era tot timpul rugăciunea mea, Doamne, pentru misionari, ei au lăsat totul pentru tine. Cumva, fă tu, dă-le tu tot ce ei au nevoie. Grijește-te tu de nevoile lor, că ei se grijesc cumva de lucrul tău. Ei merg benevol. Și mi-amintesc tot timpul, aproape la fiecare rugăciune. Asta era pe... Dar nu m-am gândit eu niciodată că eu aș merge. Cam de la ce vârstă a început rugăciunea aceasta? Nu știu. Mi-amintesc din totdeauna. De când eu mă amintesc că... rugându-mă. Dar n-am avut, cum am spus, niciodată dorință să ies în afara țării sau... Așa mai mergeam la sate, la... în vizite la bătrâni, la... Dar nu să mă gândesc că aș putea deveni misionară. Mi se părea misionar un cuvânt foarte mare și foarte... Prima oară când am luat contactul cu misiunea a fost în 2011, când fratele Pater Ovi a venit la Timișoara, făceam facultate acolo și ne-a prezentat misiunea lor, ceea ce fac în Namibia. Și noi atunci, studenți, eram foarte entuziasmați, wow, ce fain, ce fain. Și pe aia când lucrurile au început să se concretizeze, ok, hai să mergem, să facem un grup, asta se întâmpla în 2013, deja era ideea, ok, vrem să mergem, cine se înscrie pe listă? Cam toată lumea o dat înapoi. Adică, no, e fain să mergi, dar când chiar să mergi, nu prea... Toți entuziasmați la început? Da, da, și după aia foarte puțini ori mai rămas, mă, m-aș duce, dar nu știu ce să fac. Atunci eram un grup de prietene și el a spus, mă, dacă tu mergi, mergem. Mă, și a început tot așa, nu ca o joacă, să zic așa, ok, hai să vedem ceva nou, ce trebuia să mergem pentru 3 săptămâni. Așa, de obicei, se merge pe o perioadă scurtă, să vezi dacă te acomodezi, dacă... Și până la urmă a mers pe 3 săptămâni, așa Domnul a deschis fiecare ușă. Chiar am zis, Doamne, dacă nu am pus, să zic, n-am pus înaintea Domnului și Domnul a zis, da, du-te sau vise de noapte sau... Pur și simplu, Domnul a lucrat așa pas cu pas la fiecare ușă care a fost în față. Și la prima oară am mers un grup de 11 persoane, cred, pentru 3 săptămâni și am rămas 5 luni prima dată. Ați rămas că era o nevoie sau ați rămas că v-a plăcut sau amândouă? Ambele. Pe atunci lucrarea de acolo, din Namibia, era destul de la început. Chiar locuiam în corturi. No, era foarte, foarte la început. Și pur și simplu mi-amintesc într-o după masă, după ce am venit de la școală, că acolo misiunea Kalahari are o școală. Veneam, mă întorceam de la școală, am avut ceva serbare cu copii și pur și simplu pe drumul spre bază, că e un drum destul de lung, nu știu, am simțit că aparțin locului. Cum am simțit, bă, eu de aici nu pot pleca. Adică e parte din mine, eu parte din locul ăsta. Pur și simplu am simțit împlinire în ceea ce făceam. Și, na, nu trebuie să vină o voce din cer să zică, uite, aici trebuie să stai. Pur și simplu a fost ceva venind din interior. Era greu? Este greu? Într-o misiune. Da. Hai, spune-ne puțin, că nici tu n-ai știut până nu te-ai dus acolo, noi dacă n-am fost, nu știm ce înseamnă să fii misionar în Kalahari. E vorba de Hope Mission? Kalahari New Hope.
Kalahari New Hope. Da. Am mai da. Auzit despre misiunea aceasta. Da. Ce înseamnă să fii misionar în Kalahari? Ce însemna față de ce înseamnă e puțin diferit. Puțin lucrurile ori evoluat. Acolo sunt destul de multe proiecte. În mare se bazează pe școală și misiune pe sate. Astea sunt... Adică s-a văzut nevoia de implicare în viața copiilor. Dacă într-un copil semeni o sămânță bună, când va crește mare, prin el poate să audă mai mulți. Poate să... Și din câte știu eu, sunt mulți copii și părinții nu prea se ocupă de ei. Da, sunt foarte mulți copii care cam trăiesc cumva pe străzi, vorba vine, că ei nu prea au străzi. Care adică trăiesc așa. În savană. Da. Unii nici măcar nu dorm acasă neapărat. Să zici că, ok, dorm acasă și după aia pleacă. Dar ce înseamnă o casă a lor? Acasă a lor? Bushmanland casă nu înseamnă casă, nici măcar cărămidă. Adică majoritatea caselor ei le construiesc din lut, care mai au, mai pun și lemn, dar foarte puțin. Unii chiar numai din paie și din resturi ce găsesc așa. Ei o duc destul de rău în privința asta, oamenii sunt foarte amărâți. Dar copiii, în ei e speranță, ei se schimbă. Oamenii mari se mai schimbă. Cei care devin creștini vezi că deja devin mai gospodari, inclusiv lucrurile astea pământești. Vezi o îmbunătățire. Dar la copii impactul e mare. Ei chiar sunt generații de copii ieșiți din școală care pot să vezi schimbarele ei. Și îi speranță, îi speranță pentru... viitor mai bun. Și aici pe pământ, dar mai ales nu, dacă... Care sunt dificultățile cele mai mari pentru un misionar acolo? Lucrurile cu care se confruntă? Păi, în primul rând, dacă o iei... Să te obișnuiești mediului, să faci față la ce? Care sunt provocările de acolo? Primul pericolele lucru care te izbește, da, sunt pericolele fizice, să zic. Au fost destul de mulți care au trecut pe acolo și nu s-au putut adapta. Sau aveau, ok, stăm 2 luni și după câteva săptămâni ori trebuie să întoarcă. Zona e destul de neprietenoasă. Temperaturile sunt foarte mari când este cald, când e vară. Când plouă, de zici că e sfârșitul lumii. Nu plouă foarte mult, de deșert. Și sunt animale multe. Sunt șeri, paianje, scorpioni, care unii sunt chiar... poți să mor de ei. Mulțumim Domnului că nu au fost cazuri foarte grave ca să fie blamă pe Evanghelie sau, da, între misionari. Dar între oameni au fost care au murit sau care au trebuit să le amputeze piciorul de la o mușcătură de șarpe sau... Astea sunt pericolele fizice. Plus, da. Nu, e o altă lume, e o altă presiune, sunt... Se zice cumva că activitatea demonică e mai mare acolo. Nu neapărat, acolo o resimți. Cumva intri mai așa, mai direct în contact cu ea. Deci o luptă spirituală pe care e o simți la nivel spiritual. Da. Ce s-a întâmplat acolo? Acolo am înțeles că l-ai cunoscut pe cel care acum îți este soț? Da. Cum a fost? Păi, acolo sunt multe grupuri care vin. Sunt destul de mulți voluntari care se rotă. Vin pentru o perioadă, da. Și apoi pleacă și da. Vin alții. Eram câțiva care eram pe termen mai lung și erau echipe care veneau, sezonier să zic, 2 săptămâni să ajute la construcția cantinei școlii sau să vadă cum e în misiune, dar nu erau încă decis ce să facă. Pe Cătălin l-am întâlnit în 2016, cred. Dar nu am avut... Adică eram foarte ocupați. Foarte ocupați, de dimineață până seara și mai ales cei pe termen lung, aveam deja activitățile noastre în care eram la școală, de dimineață până la ora 2, după aia altă treabă prin campus, pe sate, nici nu prea ne intersectam foarte mult sau și dacă ne intersectam nu eram, eu ziceam tot timpul că nu aș avea loc pentru cineva și dacă aș vrea nu aș avea timp unde să-l pun în program. Dar, sincer, nu știu cum Domnul a făcut să se întâmple toată. Prima oară când el a venit, nu am avut nimic așa unul pentru celălalt, să spun neapărat. Era ca oricare alt voluntar care a trecut pe acolo și ne-am rămas. Doar a doua oară când s-a întors, anul următor când s-a întors,
cumva am început să mai avem activități împreună, să spun. Lui Domnul i-a vorbit că eu sunt pentru el și asta l-o... Ok, hai să văd ce cu fata asta, ce... V-ați cunoscut și unde v-ați căsătorit? Prima nuntă am făcut acolo. Bine, nu neapărat nuntă oficială, să spun așa. Am vrut să facem pentru oamenii locului, pentru copiii de la școală, mai ales să le dăm lor un exemplu, pentru că ei nu au așa ceva. Adică la ei, ok, băiatul vine la fată, o ia de la părinți, o duce acasă, asta înseamnă tot. Și atunci noi, nu, la adolescenți mai ales, încercam să le explicăm. Ok, voi trebuie să vă păstrați curăția până la căsătorie. Păi doar noi ce căsătorie? Când... No, și atunci cumva am vrut să fie asta un exemplu pentru ei. Ați folosit evenimentul acesta ca să fie și o lecție. Da, da. Uh-huh. Și apoi ori urmat, în bază chiar am făcut nunta unui băiat care a fost elev, apoi a ajuns profesor în Kalahari. Și am făcut o nuntă românească, să zic așa. Da, asta a fost prima nuntă, după aia în țară am avut nuntă. Și am înțeles că primul vostru copil s-a născut acolo. Da, după nuntă, în România, ne-am întors înapoi în Namibia și până când băiatul nostru prim a avut 8 luni, am rămas acolo. A fost interesant. Nașterea, pentru unii pare așa, să mergi să naști în Africa, oi, când nici în România îți trebuie nu știu ce condiții. De fapt, la naștere, cam Domnul face totul, oriunde fi. Nu e ceva care să poți să zici că... Ai născut la un spital acolo? Da, am ajuns la spital. Ce înseamnă un spital acolo? În Namibia, spitalele sunt spitale. Adică atunci când găsești un spital, e spital. Majoritatea sunt conduse de albi, de nemții care au colonizat pe vremuri și sunt bine organizate. Da. Am născut cu o femeie albă. Deci, na, condițiile au fost ok. Numai că până la cel mai apropiat spital am făcut 3 ore jumate. Foarte multe dintre femei nasc acasă. Adică majoritatea nasc acasă. Da. Da. Deci nu apucă, nici nu ar avea banii necesari. Și după aceea, după Kalahari... După Kalahari... Cumva eu mai mult, și cătă, da? Eu ca mamă cumva am simțit că pentru mine a fost destul de greu pasul ăsta, căsătoria și după aia copilul, pentru că eram învățată de dimineață până seara să fiu în slujire și inclusiv îmi amintesc perioada când vorbeam gen cu cătă să ne cunoaștem așa, că nu, nici nu se încuraja lucrul ăsta între tineri. Se spunea din start, nu ați venit aici să vă căsătoriți, adică nu căutăm asta, aici slujim Domnului. No, dar perioada aceea, pur și simplu și dacă mă opream 5 minute să schimb 2 vorbe, mi se părea că, nu știu, că aș putea face altceva în timpul ăla. Și atunci, ca un timp pierdut. Da, mm-hmm. Deși îmi dădeam seama că e un timp important pentru noi, dar în mine era așa tot timpul o luptă și mai ales după ce copilul s-a născut, nu, mulțumim Domnului, el a fost un copil foarte cu minte, deci mergeam cu el în clasă, cu căruțul, nici nu știa nimeni că el e acolo, dormea, eu predam liniștită. No, dar cum am simțit așa, în mine lupta asta de mamă, cred că e normală, să tragi mai mult spre familie. Și atunci mă simțeam, nu mă simțeam bine știind că sunt misiune, dar totuși eu ar trebui să fac mai mult pentru familie, dar și dacă ești în misiune ar trebui să dai totul pentru misiune. Și atunci, cumva, luptele astea cumva ne-au determinat, ok, e timpul să luăm o pauză. Gen, e timpul să ne mergem acasă, să vedem de familie. Dar tot în timpul ăsta, cumva, deja ceva prieteni din Filipine, deja ne scriseseră, ne contactaseră, la noi când veniți, voi deja în Kalahari sunteți mulți, haideți și la noi că noi avem nevoie de ajutor. Era o singură fată româncă, ce era căsătorită acolo în Filipine și ea ne-a tot chemat. Și atunci, după ce ne-am întors în țară, ne-am dat seama că, de fapt, nu putem sta. Ne-am obișnuit prea mult cu ritmul de misiune, cu... Nu ne mai simțeam bine în țară. Și atunci, ei chemându-ne în Filipine, am zis, no, hai să vedem, mergem acolo, dacă Domnul așa ne călăuzește încolo. A fost un timp bun, a fost diferit de Kalahari, cum a fost timpul ăla de care noi am avut nevoie ca familie.
Am fost în slujire, dar ritmul nu a mai fost atât de alert, să spun. Ați avut timp și pentru voi. Da, da. Aveam planificare pe zile ce trebuie să facem, dar aveam și mai mult timp liniștit, să spun. Da. Ei tot acolo, misiunea era puțin mai diferită. Ei se axau, nu aveau școală, să zic, pentru că erau multe școli în sat și în jur, deci nu era nevoie de școală. Atunci ei aveau orfelinat și biserică. Și se făcea mult misiune în închisori și pe la satele de la munte făceam rănire și a copiilor. Cumva asta era scuza să hrănim copii, dar făceam lecție biblică cu ei, cântece. Asta era felul lor de lucrare în Filipine. Și al doilea copil a venit în Filipine? Da. S-a născut acolo? Da, da. Tot așa. În Filipine de-abia am ajuns la spital. Dar Domnul ne-a binecuvântat. A fost... Mulțumesc, Domnule, am avut nașteri ușoare și rapide, deci nu au fost complicații sau... Cred că a fost ăsta harul Domnului, că eram și departe de familie, gen niciun ajutor. Crezi și credeți că asta e chemarea lui Dumnezeu pentru voi? Misiune? Sau cel puțin pentru o vreme? Pentru că înțeleg că vă pregătiți să plecați în Uganda. Da. Credem, cel puțin momentan, că la cât bine Domnul ne-a făcut, ar fi cazul, ar fi rândul nostru să facem și noi bine semenilor. Acum, într-adevăr, ca și familie, nu mai poți neapărat atâta de mult. În sensul să te implici, da, având și copii. Da, dar partea de coordonare și de... Așa e importantă și asta. Și atunci, cel puțin eu ca mamă și ca soție, cred că e important pentru soțul meu, chiar dacă eu, să zicem, efectiv nu aș face nimic. Presupunem că eu nu aș face nimic decât aș sta și aș avea grijă de copii. Totuși, pentru el ar fi un ajutor ca el să nu fie departe de familie și să poată să facă slujirea cu bucurie. Deși că, fiind acolo... Sunt slujbe și pentru fete, pentru femei, multe. Se găsește ceva de lucru. Se găsește. E foarte, deci, o femeie e foarte importantă în misiune. De exemplu, cam ce ar putea face acolo, să zicem, o mamă care are și 3 copii și următorul am înțeles că se va naște, dacă Domnul dacă... îngăduie să ajungeți cu bine, în Uganda. Da. Deci veți avea da. 3 copii născuți în 3 țări și 4, unul născut în România. Da, da. 4 copii născuți în 4 țări. Ce poate face o mamă cu 4 copii în Uganda? Cum poate sluji? Tot timpul m-am gândit pe lângă copiii voștri, pentru alții, ce poate face? Care spune, e acolo un verset foarte nebăgat, adică îl citim așa, de obicei trecem pe lângă. Femeile îl ajutau cu ce aveau. Și atunci eu tot timpul m-am gândit... Pe Domnul Iisus. Da, pe Domnul Iisus. Cu ce ai? Că Domnul nu-ți cere... Adică dacă ești acolo și ești o mamă, poți simți altfel față de copiii ăia, poți să ajuți mamele care la rândul lor să-și ajute copiii. Ideea este și întrebarea vine de aici, gândul acesta este, poți fi de folos? Într-adevăr, chiar dacă poți să fii. Ai 4 copii, da, și ești implicat în slujirea lor, totuși poți să fii de folos și în situația poți să aceasta. Fii de folos, mult, mult. Mai ales în Africa, femeile sunt foarte receptive și nu cred că ar lua atâta de mult de la un bărbat cât iau de la o femeie. Chiar dacă eu, față de majoritatea, sunt mult mai tânără. Dar totuși, e respectul ăla pentru omul alb. Și cred că îi vremea acum să profităm puțin de lucrul ăsta. Adică dacă ei au deschiderea față de oamenii albi și Domnul ne-a trimis acolo, cred că e de datoria noastră să... Nu să predicăm noi Evanghelia. Asta Domnul are bărbații care o fac. Dar în mamele... Mod public, în mod public, dar personal da. O putem... Dar face, mamele, dar femeile pot fi influențate mult. În primul rând de un exemplu și apoi și de sfaturi și de ajutor fizic. De exemplu, în Filipine le învățam să croșeteze pe femei, să facă lucruri pentru casă. Sau ugandezele nu sunt foarte, nu țin foarte mult la casă, să spun așa. Și atunci chiar soții lor ne rugau, învățați-le pe femeile noastre să fie mai gospodine, să... aibă grijă de copii, să... Sunt lucruri importante. Da, e foarte important, pentru că voi hotărâți cu 4 copii, al treilea e pe drum, se va naște în Uganda.
cu da, patru copii, da. Dar zic al patrulea urmează să se nască, încă nu este, dar încă n-a venit pe lume, va veni în Uganda. E important lucrul acesta, adică o familie care are patru copii, urmează, are trei și va veni al patrulea și totuși se poate implica în misiune, pentru că sunt unii care nu sunt legați nici măcar în legământul căsătoriei, tineri, care nu sunt căsătorii și totuși ezită, probabil se pare prea greu. Deci dacă o familie cu patru copii poate să facă misiune, de ce n-ar putea să facă și alții care sunt singuri? De greu nu este greu. E greu poate până faci primul pas. Că inclusiv ne întrebau mulți când veneam din Namibia, mai ales acolo, e mediul mai periculos, să spun. În Uganda, pericolele externe nu sunt atâta de mari. Adică mai vezi un șarpe odată la lună, să zic, sau, dar nu la tot pasul, ca în Namibia, da. Când veneam acasă și le povesteam, vai, că am dormit cu un paianj în cameră, că nu știu ce. Vai, dar cum ai putut? Bine, când ești acolo, e altfel. Când zici paianj, nu zici paianj ca și aici în România. Nu, e cam cât o palmă de mare și... Tarantule. Și sunt veninoși. Da. Pentru cei din țară, când le spui, pare ceva foarte de temut. Dar când ești acolo, e puțin altfel. Adică... Și dacă tu faci primul pas, eu cred așa, dacă tu faci primul pas, Domnul îți dă ajutorul acolo. Totul e să vrei să răspunzi chemării și nu e nimica prea greu. Acum nu pot să spun că noi am mutat munții, că mi-aș dori să-i mutăm, dar nu. Cred că fiecare are rolul lui și cât de mic e important. Cam care ar fi cerințele cele mai mari acolo în misiune? Hai să zicem despre, mă rog, din experiența care ați avut-o în Namibia și în Filipine. Cam care ar fi cerințele cele mai mari? Ce e de acolo? De ce ar avea nevoie cel mai mult? Întreb asta poate pentru că pentru unii care ascultă și care pot să împlinească această nevoie. Pentru că dacă, să zicem, este o cerință mare să se predice cuvântul, să se vestească Evanghelia, dar n-am chemarea aceasta. Atunci n-am ce să caut acolo, dar dacă este o cerință pentru, pe o altă direcție... Cerințele sunt vaste. Așa. Și de la popor la popor sunt diferite. Pentru toți rămâne vestirea Evangheliei. Poporul ugandez e popor destul de creștin. Doar ei că sunt nu... creștini, numai că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Doar că, da, nu au credința adevărată neapărat. Nu au învățătură foarte multă. Nici măcar literii bisericii. Și atunci aici ar fi o nevoie de a se vesti cuvântul adevărului, da. De a forma slujitori. De a forma ucenici dintre ei care să fie tari în cuvânt. Da. Tot în Uganda mare nevoie e de profesori. Deci eu aș da orice pentru profesori români care să vină și numai pentru scurt timp să facă training cu profesorii de acolo. Nevoia e foarte mare. Când intri într-o școală ugandeză, îți vine să plângi. Nu știu. Pentru că arată deplorabil. Bine, din cauza condițiilor, din cauza condițiilor materiale nefavorabile. Dar și sistemul de predare. Profesorii plictisiți la clasă, copii 60-70 într-o clasă, toți grămadă. Nevoia educațională e foarte mare. Foarte mare. Și sunt mulți copii. Sunt foarte mulți copii. Doar în satul nostru sunt mai mult de 1000 și 1500 vin câteodată la feeding. Misiunea Speranță are proiect de hrănire. Da. Mâini hrănitoare în fiecare sâmbătă. Și când zici sat, ce înseamnă în satul nostru? Satul nostru e destul de măricel, dar totuși e un sat. Un sat... Câte colibe? Câte case? Pe ce suprafață? Nu știu ce să vă spun. Să fie 1000 de copii, iar... 1300 de copii, să zic, vin odată la feeding. Variază, funcție de cum îți iei la școală, cum... No. Dar am avut 1500 de copii. Dintr-un sat? Dintr-un sat. Și cam care nu e foarte mare. Bine, o familie are destul de mulți copii. Ei practică poligamia. Și atunci un soț are mai multe soții. Da. Foarte multe sunt mame singure cu copii și atunci el poate să fie un bărbat, dar să aibă 5 neveste care fiecare să aibă câte 8 copii. Da, deci asta ar fi o altă mare nevoie. Da. Deci una, instruirea de lideri spirituali care să învețe pe oameni adevărul, să nu rămână doar în forme și în tradiții. Uh-huh.
După aceea, instruirea copiilor. Da. Din, și apoi, din punct de vedere medical. Medical, eu... Sistemul medical e cam la pământ în Uganda. Pe lângă că nu prea au și cele care au nu sunt dotate, nu sunt... Și ei sunt mulți oameni. Și atunci, foarte mulți oameni într-un salon micuț. Acum, Misiunea Speranță a construit un spital. Sperăm, dacă Domnul ajută, să și acrediteze și să poată fi folosit, că nevoie îi mare. Ai regretat vreodată că pe direcția asta a mers cursul vieții tale? N-am regretat niciodată. Să fii misionară? N-am regretat niciodată. Au fost câteva momente în viață în care m-am gândit, Doamne, eu nu pot duce cumva sarcina la care ar trebui să o port. Sau momente în care m-am gândit, Doamne, de ce tocmai aici? Când sunt atâția popoare care ar avea nevoie și ar accepta. Dar... Este în Biblie pasajul acela când Domnul îi trimite pe ucenici să ia măgărușul și le spune, dacă întreabă cineva ceva de ce luați, spuneți-i, Domnul are trebuință de el. Știu la un moment dat când eram în Kalahari, eram la școală și urma să iau o nouă responsabilitate, eram așa tulburată și ziceam, Doamne, știi că nu mă calific pentru ce-mi ceri. Și atunci am deschis la pasajul ăla, Domnul are trebuință de el. Și am zis, Doamne, dacă și de un măgar tu ai trebuință, apoi și numai un măgar la nivelul ăla, dacă aș fi, știu că tu ai trebuință și Doamne ajută. Folosește-te de el. Da. Cred că de fiecare dintre noi Domnul are nevoie. Cât ne vedem noi de sus sau de jos, Domnul are nevoie de noi. Mai ales dacă ne vedem jos, că dacă ne vedem sus, nu prea. Dacă ne vedem sus, ne ajută cumva să... Să coborâm. Să vedem pragul de jos. Da. Da. Numai noi să fim deschiși, că nevoie este multă. Și aici, și peste hotare. Cred că nu... Să înțelegem care este chemarea lui Dumnezeu pentru noi și lucrarea la care ne Și să facem cu bucurie. Cheamă. Atunci când suntem într-un loc și nu mai facem cu bucurie, trebuie deja să ne gândim, poate locul nu mai e acolo. Deci mergeți înapoi... Mergem înapoi cu bucurie. Când zic mergeți împreună cu familia, mergeți înapoi cu bucurie. Da. Da. Cât Domnul ne ajută, vrem să facem cu bucurie. Mulțumim! Asta vă doresc și eu, ca Domnul să vă însoțească. Amin. Și să faceți și cu bucurie noi lucrarea aceasta și să ne revedem, nu știu când, peste o vreme, să ne spuneți cum Dumnezeu a lucrat. Cu bine, dar să ne spuneți cum Dumnezeu a lucrat și s-a folosit în continuare și de măgărușii care suntem cu toții. Amin, amin, da. Doamne ajută. Domnul să vă însoțească, mulțumim. Amin, și noi.